Vă îmbrățișez, dragii mei. Cartea asta pe care o citesc este absolut minunată. 8 reguli ale iubirii de Jay Shetty. Am mai spus ce citesc. Acum am ajuns pe la jumătatea cărții și am găsit un fragment aici care sunt convinsă că o să vă ajute pe foarte mulți dintre voi. Zice așa: oamenii au impresia că a pune cealaltă persoană pe primul loc este o dovadă de iubire. Romanțăm ideea de a face sacrificii, de a ne pune în slujba altuia și există modalități frumoase de a face asta. Dar am văzut oameni care și-au lăsat propriul scop deoparte, iar după ani s-au simțit rătăciți sau păcăliți. Își regretă alegerile și le poartă pică partenerilor pentru că nu i-au ajutat, stați un pic să dau pagina, să-și prioritizeze scopurile. Și au oarecum dreptate. Nu susțin ranchiuna, dar dacă pe partenerul tău nu-l deranjează să renunți la scopul tău, înseamnă că nu te iubește. Scopul tău trebuie să fie prioritar pentru tine, iar scopul partenerului tău trebuie să fie pe primul loc pentru el. Așa puteți să vă uniți energiile pozitive și stabilitatea care vine din urmărirea propriilor scopuri. Așa că iubiți-vă pe voi. Este vorba despre voi în primul și în primul rând. Și tot în cartea asta mai scrie o chestie care mi s-a părut wow. Un cuplu, da, au fost puși să noteze pe o listă 1, 2, 3 ce este mai important în viață pentru ei. Și bărbatul a zis pe primul loc copiii, pe al doilea tu, adică soția, și pe al treilea eu. Iar ea a scris pe primul loc eu, pe al doilea copiii și pe al treilea tu, adică partenerul. Și el s-a simțit oarecum lezat, nu? Că nu e el atât de important. Dar ea i-a explicat: eu vreau să dau în relația asta versiunea mea cea mai bună și dacă eu am grijă de mine, atunci și tu și copiii veți fi fericiți. Cu mine, de la mine pleacă totul. Așa că, dragii mei, în primul și în primul rând, iubiți-vă pe voi, puneți relația cu voi într-un loc bun și o să vedeți ce se întâmplă. Celelalte relații vor fi copia la Indigo a relației pe care o aveți voi cu voi înșivă. V-am pupat! Pa, pa!